În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îngerii, intrarea celei preacurate văzând, s-au mirat. Cum Fecioara a intrat în Sfânta Sfintelor? Cuvinte din Cântarea Irmosului, sărbătorii de astăzi. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți elevi, seminariști și studenți teologi și iubiți credincioși, cu toții am sărbătorit astăzi intrarea în biserică a Maicii Domnului. O sărbătoare destul de veche. Dacă avem în vedere că în anul 543, la Ierusalim, împăratul Iustinian zidește lângă ruinele templului dărâmat de romani în anul 70, o biserică închinată Fecioare Maria, numită și Sfânta Marie cea Nouă. Iar pe data de 21 noiembrie, același an, 543, după sfințirea bisericii, a început să fie serbat hramul. Această sărbătoare nu este doar în răsăritul ortodox creștin, ci ea a fost împropriată și de apuseni. Astfel că în anul 1374, Papa Grigorie al XI-lea este primul papă al Bisericii Latine, apusene, care recunoaște această sărbătoare și o introduce în cultul Bisericii Catolice. La data respectivă, papii își aveau reședința la Avignon. Și să nu uităm faptul că tot pe 21 noiembrie încep să se cânte la strană, la slujba utreniei, catavasiile nașterii Domnului. Cu siguranță că ați auzit foarte multe cuvinte, predici, meditații legate de sărbătoarea de astăzi. Și m-am gândit cu foarte multă seriozitate ce aș putea să vă mai spun nou, interesant, care să vă stârnească și curiozitatea, dar și interesul pentru sărbătoarea de astăzi. Și am găsit această cântare prea frumoasă a Irmosului, pe care aș dori ca împreună să o analizăm, să o înțelegem și să-i facem o exegeză teologică. Așadar, prima parte a cântării sună așa: Îngerii, intrarea celei preacurate văzând, s-au mirat. Cum Fecioara a intrat în Sfânta Sfintelor? Știm cu toții că despre această sărbătoare Sfânta Scriptură nu ne spune nimic. Cum nu ne spune nimic nici despre nașterea Maicii Domnului, pe care o sărbătorim la 8 septembrie în fiecare an. Prima informație despre Fecioara Maria în Sfânta Scriptură a Noului Testament o găsim în Evanghelistul Luca, capitolul 1 al Evangheliei sale, începând cu versetul 26, în care Evanghelistul relatează: Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gabriel de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David.
iar numele Fecioarei era Maria. Așadar, sărbătoarea de astăzi are temei în Sfânta Scriptură, dar Sfânta Scriptură nu ne spune explicit nimic despre această sărbătoare. Dacă am fost însă atenți la apostolul care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie, am putea să ne dăm seama foarte ușor de ce îngerii s-au mirat văzând pe această copilă intrând în Sfânta Sfintelor. Iată ce spune apostolul Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 9, începând cu versetul 1. Exact apostolul care s-a citit la Sfânta Liturghie astăzi. Deci și cel din tâi așezământ avea o rânduiel pentru slujba dumnezeiască și un altar pământesc, căci s-a pregătit cortul mărturiei. În el se aflau mai întâi sfeșnicul și masa și pâinile punerii înainte. Partea aceasta se numește Sfânta. Apoi, după catapeteasma a doua, era cortul numit Sfânta Sfintelor. Având altarul tămâierii de aur și chivotul așezământului ferecat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur care avea mana, era toiagul lui Aron ce odrăslise și tablele legii. Deasupra chivotului erau hiruvimii slavei, care umbreau altarul împăcării. Despre acestea nu putem acum să vorbim cu deamănuntul. Astfel, fiind întocmite aceste încăperi, preoții intrau totdeauna în cortul cel din tâi, săvârșind slujbele dumnezeiești. În cel de-al doilea însă, numai arhiereul, o dată pe an, și nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine însuși și pentru greșelile poporului. Prin urmare, Sfânta Sfintelor era locul cel mai sfânt al templului, în care nu avea, potrivit rânduielii, voie să intre decât arhiereul o singură dată pe an, când aduceau jertfă de sânge pentru păcatele lui și pentru păcatele poporului. Prin urmare, iubiți credincioși, în acest loc destinat doar arhiereului a intrat copila Maria, adusă fiind la vârsta de 3 ani de părinții ei, Ioachim și Ana, bătrâni neputincioși, și a fost dată spre îngrijire femeilor care slujeau la templu. Potrivit tradiției, aici copila Maria a fost hrănită permanent de înger și s-a îndeletnicit împreună cu femeile evlavioase de la templu la confecționarea veșmintelor preoțești și arhierești. Și aici a stat copila Maria până la vârsta de 15 ani, când, așa după cum v-am citit din Evanghelia după Luca, în capitolul 1, a fost trimis arhanghelul Gabriel ca să-i vestească vestea cea mare, că ea a fost aleasă de către Dumnezeu ca din pântecele ei preacurat să se nască Fiul lui prea iubit. Iubiți credincioși, ați putea să vă întrebați și eu însumi mă întreb ce relevanță mai are pentru creștinul de astăzi sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică. A fost o sărbătoare care s-a întâmplat în istorie și pe care biserica o rememorează în fiecare an la 21 noiembrie, dar care mai este relevanța duhovnicească și chiar teologică pentru creștinul de astăzi?
afundat în atâtea probleme personale, încât egoismul îi întunecă rațiunea și personalitatea lui nu mai este adumbrită de lumina Duhului Sfânt. Actualitatea acestei sărbători, cred eu, că este foarte mare, foarte profundă. Înainte de toate, sărbătoarea intrării a Maicii Domnului în biserică ne adună pe toți la oaltă, pe toți creștinii acestui veac, care încă mai aveți nevoie de Dumnezeu. Și veniți de fiecare dată în sărbători și duminică de duminică și peste săptămână chiar, pentru a învăța și a vă învăța cum să vă alipiți de Hristos. Atât de frumos spune Părintele Stăniloae într-o carte despre oamenii de astăzi și în special despre creștini. Și spune așa că dacă se vor alipi de Hristos, în biserică fiind și în lume, într-o zi toată dezbinarea dintre oameni, toată oscilația în iubirea lor, toată îndoiala vor dispărea. Oamenii vor fi cu adevărat una într-o comuniune totală. Nu va mai fi nicio separație între celălalt și mine, între Hristos și mine. Vom avea pe Hristos ca frate și pe Dumnezeu Tatăl ca tată. Va fi revărsarea tuturor bogățiilor spirituale ale lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu. Va fi viața într-o bogăție, într-o deplinătate nesfârșită. Acum trăim într-o sărăcie nu numai materială, dar și într-o sărăcie spirituală, într-o foarte mare strâmtorare spirituală. Atunci vom avea o bogăție care va crește continuu, o deplinătate nemărginită, o lumină nesfârșită, o bogăție spirituală, o adâncime de sens în iubirea nesfârșită, ceva cu neputință de descris. Realizăm noi oare creștinii de astăzi că atunci când venim la biserică și intrăm în biserică și ne rostim rugăciunile, mai rostim în taină, în tainița sufletului nostru următoarele cuvinte: să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Mai medităm noi oare profund la aceste cuvinte din Sfânta Liturghie? Mai punem noi în sufletul nostru și în inima noastră cuvintele: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm? Toate aceste întrebări sunt existențiale și sunt necesare să ni le punem în fiecare clipă a vieții. Și de fiecare dată când intrăm în biserică, să intrăm cu dorința de a ne alipi de Hristos. Și dacă am intrat tulburați în biserică, dacă gândul nostru a fugit aiurea, dacă problemele de zi cu zi sunt atât de puternice și ne încovoaie viața, dacă avem o boală nevindecată, dacă avem o suferință spirituală, dacă ne-am certat cu cineva, toate acestea să le punem la picioarele Maicii Domnului. Și ea, care a intrat curată în biserică, le va oferi Fiului ei. Și prin mijlocirea ei, adâncă și reală, și noi vom putea să ieșim din biserică mai buni, mai curați, mai împăcați cu noi înșine, cu semenii și cu Dumnezeu. Aceasta ar fi, după părerea mea, o actualizare a sărbătorii de astăzi, o primă actualizare a sărbătorii de astăzi. Iar a doua,
cu care voi și încheia scurtul meu cuvânt ar fi că dacă Maica Domnului s-a dovedit a fi locaș curat, în care s-a sălășluit fiul ei prea iubit și din sângiurile ei prea curate s-a născut fiul lui Dumnezeu, și noi, acum la început de post al Crăciunului, să facem din trupul nostru și din sufletul nostru o iesle în care să încapă întreg, cu toată dumnezeirea și cu toată omenitatea, fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Dacă vom reuși să facem acest lucru, deși nu este ușor, cu siguranță că vom aștepta cu mai multă bucurie sărbătorile Crăciunului. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.